Deci luăm o pauză de la muncă ca să discutăm un subiect foarte, foarte important aici pe YouTube. Domnul Dragnea s-a apucat de bucătării. O lăsat politica și s-a apucat de bucătării. Toți românii sunt în extază, în sărbătoare. Acum nu știu românii ce să petreacă. Faptul că vine Paștele sau faptul că Liviu Dragnea s-a lăsat de politică. Deci nu știu românii ce să petreacă. E posibil să fie români care o să facă acum Pască, dar nu pentru Paști, Pască să sărbătorească faptul că Liviu Dragnea s-a lăsat de politică și s-a apucat de bucătării. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Dragnea, și să stați cât mai departe de politică și cât mai aproape de penitenciar. Vă pupă, Țăgănescu. Am văzut că v-ați apucat acum de bucătării. Bine, legenda spune că v-ați apucat din bucătării pentru că la pușcării vi se spunea bucătarii. Și ați crezut că, na, bucătare vine de la faptul că vă pricepiți în bucătării. Acum vă lăsăm așa cu impresia asta, că ne place de dumneavoastră că v-ați apucat din bucătării. Chiar ne bucurăm, nu ne place, chiar ne bucurăm. Și am văzut un videoclip, pe TikTok, cum că ați căuta ajutor de bucătar. Ați dat anunț pe TikTok, pe YouTube, că vezi, Doamne, căutați ajutor de bucătar. Și eu, ca să vă susțin în decizia asta a dumneavoastră foarte înțeleaptă de a sta de parte de politică și a vă apuca de bucătării, am niște sugestii pentru dumneavoastră. Am niște prieteni care sunt bucătari pe TikTok, îi puteți căuta. Niște persoane extraordinare, foarte pricepute în bucătării. De exemplu, am un prieten aici la Dublin, Pavel Adrian, așa-l cheamă, Pavel Ionuț Adrian, un bucătar excepțional. Are un signature dish, știți ce e la signature dish, nu? Deci el are o rețetă proprie și personală, se cheamă puiul cut-codac, mi l-a adus mie o tată la masă, periculos, deci vă spun, domnul Dragnea, când l-am tăiat cu cuțitul pe jumătate, că-i pui întreg, clocea ouă pe dinăuntru, să fiu al dracu, dacă nu știam de ce-l ținea ospătarul cu furculița. De fapt, ospătarul ținea cu furculița când mi l-a adus la masă ca să nu scape din farfurii, să nu ia la fugă. Un pui extraordinar, deci cel mai șmecher puiul cot-codac, cel mai șmecher signature dish pe care, din stele Michelin, ca să zic așa, un pui din stele Michelin, cum mănâncă japonezi sushi cu carne crudă, așa o reinventat Pavel ăsta puiul sushi, puiul care practic pe dinăuntru clocește ouă. Ăsta e periculos, domnul Dragnea. Ar trebui să-l încercați. Periculos. Salmonela pe dumneavoastră, Doamne ajute. Ca să zic așa. Pe cine? Clanul bucătarilor. Nu știu dacă îl știți pe clanul bucătarilor. E un băiat extraordinar. Are o poveste de viață extraordinară. El a fost la șef la cuțit, cu șef Gianni, nu știu dacă știți, o câștigat el șef la cuțit, e un figurant de la însupărări. Așa, și să știți că lucranul bucătarilor i-a furat premiul, domnule. I-a furat premiul că șef Gianni, ci că așa s-aude că șef Gianni se înțelegea cu șefii mai bine și că a fost favorizat și că băiatul ăsta, clanul bucătarilor, trebuia să câștige, că el e cel mai bun bucătar. E un scandal care momentan e în tăcere, dar stă să izbucnească, vă spun sincer, stă să izbucnească. Plus că băiatul ăsta, clanul bucătarilor, a lucrat foarte mult timp pe vapor și vă poate spune niște povești din astea marinărești, din nici Băsescu. Nu are așa povești, nici Băsescu, care vorba aia, el a fost marinar atâția ani, nu are povești de pe vapor, de pe vas, cum are băiatul ăsta, clanul bucătarilor. Vă spun, e un povestitor, zici că e Ion Creangă combinat cu Băsescu. Vă spun, e ceva extraordinar. Chiar vă sugerez să-l angajați ca ajutor de bucătar. Iar mai este un băiat bucătar nebun, așa-l cheamă. Bine, el e pe jumătate bucătar, pe jumătate nebun, ca să spun așa. Dar să știți că dacă nu vă ajută în bucătărie, băiatul ăsta vă ajută în pat. Pentru că are un fel de marmeladă care, dacă o întinzi pe pâine și o mănânci, să se scoală pula. E o marmeladă din asta cu tentă afrodisiacă, ca să zic așa, și el are licoarea, cum se spune, sexului, gemul sexului, nici măcar licoare, marmelada sexului. Așa am impresia că îi se spune marmelada sexului și băiatul ăsta vă poate ajuta și în bucătărie, vă poate ajuta și pe
plan sexual, ca să spun așa, plus că are și Viagra la vânzare. Eu chiar o arătat pe un live că mai vinde și Viagra. Deci v-ați înțelege din minuni, domnul Dragnea, v-ați înțelege din minuni. Și în bucătărie și pe plan sentimental v-ar ajuta băiatul ăsta. E un băiat din nota 10, n-ai treabă cu el. E pâinea lui Dumnezeu servită la masă din domnul nostru Ion Iliescu. Da. Pe cine să vi-l mai dau? La secțiunea de marketing, dacă aveți nevoie de cineva la secțiunea de marketing, am un prieten la Piatra Neamț, lucrează la Burger Grill sau Grill Burger, nu mai știu exact, băiatul cu oaza de liniște, nu știu dacă știți. Bine ați venit la oaza mea de liniște, sau oaza ta de liniște, nu știu a cui oaza de liniște, dar oaza cuiva de liniște. El are acolo, promovează oaza de liniște. Puteți să vă duceți acolo la el, la oaza lui de liniște, că și așa, la pușcărie ați fost, cum îi spune, n-ați avut liniște, ați fost deranjat, v-ar prinde bine un pic să mergeți la oaza de liniște a domnului de la Piatra Neamț, domnul Caschetă, sau nu știu cum îi spune, un domn extraordinar și vă poate face și reclamă. Puteți să mergeți acolo în oaza lui de liniște și să gătiți. Oaza lui de liniște poate să devină și oaza dumneavoastră de liniște, ca să zic așa. Doar la Piatra Neamț, ca să știți. Deci băiatul de la Piatra Neamț, puteți să mergeți acolo și vă face, are și o strategie de marketing. Fai de mine, să-l vedeți cum mănâncă. Deci băiatul ăla zici că nu a văzut niciodată mâncare. Zici că acolo, la oaza de liniște, o descoperi mâncarea. Așa mănâncă. Foarte, e pofticios, e. E un băiat cum mi-ar place mie să fie femeile când s-apucă de mâncat, cum să spune, de mâncat, de sub, mai mult de sub, așa cu pofta. Mi-ar place și mie să fie femeile exact cum e băiatul ăsta, cu o poftă așa extraordinară de a băga chestii în gură. Da.